Bine ați venit pe canalul nostru! Astăzi o să vă prezentăm top poze cu părinți care au cu adevărat un bun simț al umorului. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! Cu toții știm că în Statele Unite ale Americii se dă voie să se consume alcool de la 21 de ani, iar părinții acestui băiat i-au făcut tortul perfect pentru ziua lui de naștere. Pe tricou scrie: "Țineți-vă mai departe, băieți, acesta e tatăl meu." Cu așa un tricou, toți se vor teme să se apropie pentru a face cunoștință. Tipul a divorțat a doua oară, iar părinții au decis să glumească un pic pe seama lui, plasând astfel de rame cu poze în casa lor. Băiatul s-a dus liniștit la colegiu și părinții i-au trimis această poză, spunându-i că câinele i-a ocupat camera. Tipul s-a plâns părinților că nu este lumină în casă, iar ei au deghizat câinii în electricieni și i-au trimis poza scriind: "Ei sunt gata de lucru." Copiii au decis să-i dăruiască tatălui lor o tabletă pentru rețete și cumpărături care se pune pe frigider, deoarece el iubește mult să gătească și uitați-vă ce a scris el pe această tablă: "Zile fără mâncare." Părinții au spus acestor doi copii că de fapt ei au mai avut un frate, dar acesta s-a transformat în ciupercă că nu a vrut să-și facă baie. Chiar și în albumul cu poze de familie, ei au pus poza fratelui lor. De ziua mea am primit un iPad, eram foarte încântat până când nu l-am deschis și am văzut ce iPad mi-au dăruit. În orașul nostru se plimba un ucigaș și eu am decis să-i întreb pe părinții mei dacă la ei totul este bine. Ei mi-au trimis această poză. Unii părinți își au regulile lor, ca de exemplu acest tată a creat o tablă cu reguli pentru toată familia, prima regulă fiind: fiecare are dreptul la propria alegere. După părerea mea, cea mai amuzantă este: dați tatălui voie să mănânce și nimeni nu va avea de suferit. Întrebați de fata mea dacă ea crede că pantalonii scurți arată atât de drăguți. Asta scrie pe jacheta tatălui acestei fetițe, care a vrut să îi arate că de fapt pantalonii scurți nu sunt așa de drăguți. Imaginați-vă cât de rușine îi este fiicei lui. Pisoiul era toată ziua supărat, iar tatălui acestui tip care a făcut poza i s-a făcut milă și a decis să-i cânte la chitară. Pentru a pune poza fiului său în ramă de la absolvirea școlii, mama a decis că nu este nevoie să cumpere o altă ramă, pentru că deja are una acasă. Acest băiat a împlinit 14 ani și tatălui a decis să-i dăruiască o barbă. Interesant, ce o să zică fiul despre acest cadou ingenios? Tații au o super putere de a se încadra perfect în pozele înaintea balului de absolvire a copiilor săi, mai ales în pozele fiicelor. Fiica mea primește des nota 2 la testul de matematică. Eu i-am cumpărat un iPhone și l-am pus într-o ramă de sticlă cu inscripția: "Dacă primești nota 9, poți sparge sticla și să iei telefonul." Când copiii își sărbătoresc majoratul, unii părinți se bucură că aceștia o să se mute. De aceea pe tort scrie: "E timpul să te muți, Kev." Tata câteva minute se uita ciudat la mine, cu așa o față, și după am înțeles că el cu ajutorul clătitelor l-a făcut pe Pac-Man. Tatăl meu este foarte ingenios, el și-a numit nava de Nescufundat 2. Acum ceilalți marinari se uită la el cu zâmbetul pe buze după ce citesc denumirea. Luați câte bomboane vreți, dar dacă mama voastră e singură și drăguță, lăsați numărul vostru aici. Cu drag, viitorul vostru tată. Mama noastră ne-a spus că dacă o să adunăm 1 milion de like-uri, nu o să ne cumpere cadouri aiurite, ci cadouri bune, care noi trebuie să le merităm, dar nu să le cerșim pe Facebook. După numeroase discuții, acest tânăr a reușit să-l convingă pe tatăl său să își schimbe Nokia 3310 pe un iPhone și uitați-vă ce husă și-a cumpărat tatălui. Așa arată o relație perfectă cu părinții. Tipul a făcut cu tatăl său un sandwich din planetă, unul fiind în Spania, iar celălalt în Noua Zeelandă. Atunci când tatăl tău a decis să vadă ce mai este și asta, o bombă de baie, și în loc să o pună într-o cadă, a pus-o în toaletă. Părinții greu se obișnuiesc cu noile tehnologii, așa că ei i-au trimis fiicii lor un selfie prin poștă. Prietenul meu și-a cumpărat o casă și s-a mutat de la părinții lui, iar peste o săptămână casa părinților săi era plină cu poze a cățelului. Cred că părinții abia așteptau ca fiul lor să plece. Tatăl acestui copil a observat că capul copilului său semăna mult cu un kiwi. Cred că a făcut repede poza până când nu a văzut mama lui. Dacă nu este nimeni acasă, lăsați un mesaj, asta scrie pe ușă, iar inscripția este propusă să fie lăsată pe o jucărie. Problemele serioase necesită rezolvări serioase, părinții pur și simplu nu au auzit de tehnologiile moderne.
Fă cunoștință cu mine, scrie pe tricoul fetei, plus la asta e poza tatălui ei alături. Nu m-aș fi mirat dacă tatăl ei a trimis-o cu un astfel de tricou la o petrecere. Nu trebuie să te superi, trebuie să slăbești. Cu drag, scumpa ta mamă. Așa bilețel a fost lăsat împreună cu hârtia de la ciocolată de către mamă, pentru fiica ei. Nu doar tații au grijă de figura fiicii lor. Tu ai întârziat, nu bate la ușă și nu suna la sonerie, poți să dormi în curte, spre fericirea ta, azi sunt bun și ți-am lăsat o pătură. Cu tata trebuie să fii atent pentru că dacă nu ai curte din spate, dormi pe scările blocului. Vin acasă noaptea, mă duc să-mi fac un duș și văd asta, urăsc glumele tatălui, biata fată. Fiul ce învață peste hotare le-a trimis părinților figura lui din carton, ca aceștia să nu să se plictisească. El a crezut că părinții o să pună figura undeva într-un colț, dar aceștia folosesc figura la toate evenimentele. Domnișoara și-a primit permisul, iar tatăl ei așa se pregătește să meargă cu ea într-o mică călătorie până la supermarket. Tatăl grijuliu a pus și restricții. Dacă tatăl tău este stomatolog, atunci bostanul de Halloween va arăta cam așa. Dovleacul cel mic de alături este cam gelos că are doar un dinte. Toți cei care au pisici știu că acești prieteni patrupezi iubesc la nebunie pomii de Crăciun. Un tată ingenios a construit o cușcă pentru a păzi pomul de patrupezi. Mereu când tata vine în ospeție, el ascunde câte 20 de dolari. De data asta i-a ascuns în lingura ce stă în cutia de cafea. Eu timp de o săptămână mi-am făcut cafea și nu am observat cei 20 de dolari. Fiecare din părinți trebuie să aibă o zonă de recreere, unde ei pot să fugă de problemele din familie. Cam așa arată locul perfect a unui tată. Copilul de ziua lui și-a dorit un Apple Watch, însă nu a concretizat ce fel de Apple Watch își dorește. Stăteam liniștit la calculator, nu încurcam la nimeni. Dintr-o dată intră tata cu un țurțure gigantic și mă cheamă la duel. Părinții au încercat să repete figura acrobatică a fiicei lor cu prietenul ei. De la 1 până la 10, cum credeți? Cât de bine au repetat figura? Eu zic 20. Au făcut mai bine decât fiica lor. Am venit la părinții mei acasă pe câteva zile. Aveți în vedere, am 27 de ani. Tata s-a dus într-o călătorie în Japonia. L-am rugat să trimită o poză de acolo. A trimis asta spunând că Godzilla iar a venit în capitala Japonei să terorizeze orașul. Un elev își făcea temele, iar tatăl lui i-a trimis o poză cum stă cu pisica și se odihnește în timp ce bietul școlar își face temele. Biata fată, visul ei era un iPad și acum atenție la inscripția de pe carte, iPad, care se pronunță la fel ca și iPad. Fata trebuia să concretizeze ce fel de iPad își dorea. Dacă vrei să afli parola de la Wi-Fi, în primul rând aranjează-ți patul, în al doilea rând aspiră la primul etaj și în al treilea rând scoate cățelul la plimbare. Când găsești într-un multifierbător un pietroi și o astfel de inscripție de la părinții tăi, înțelegi că acum chiar trebuie să fii mai mare și mai responsabil. Prea gălăgios, nivelul de sunet a trecut peste 95 de decibeli. Doar 10 minute este îndeajuns pentru a-ți pierde temporar auzul. Așa mesaj a primit tatăl a 3 copii. Cred că nu trebuie nimic de adăugat. Tatăl făcea reparații în casă și odată m-a chemat la bucătărie să-l ajut. Nu-l puteam găsi, l-am strigat, iar el a apărut. Cel mai interesant lucru în familie poate fi atunci când copiii și părinții fac pariuri. Fiica nu știa că tatăl ei va putea repeta această figură. Joe, asta e mama ta, ții minte, și acesta e copilașul meu. Fraza asta ne arată cât de tare îi este dor acestei mame de fiul ei care a crescut și s-a mutat. Dacă îi dăruiești unui băiat o consolă, atunci tot ce se întâmplă în viață devine plictisitor. Chiar și propria prietenă devine plictisitoare. Tatăl i-a dăruit iubitului fiicei sale o consolă pentru ca el să se bucure de viața virtuală. Niciodată să nu vă rugați părinții să vă aducă ceva la școală. Cu astfel de glume o să te înveți să nu mai uiți nimic acasă. După tot ceea ce s-a întâmplat, prietenii tăi un an de zile vor face glume pe seama ta. Părinții vopseau casa cât fiul lor era într-o călătorie. Ghiciți, care e camera lui și oare ce reacție a avut când a văzut casa? Așa arată un adevărat fan al serialului Game of Thrones, se vede bine că mama adoră acest serial. Fiica mea și-a cumpărat o casă din secolul XIX și în ea a găsit multe păpuși ciudate și misterioase. Am decis să fac o glumă și să pun așa una din păpuși. Tatăl acestei fete are grijă de figura ei, ca ea să nu mănânce prea multe gogoși. Le-a mâncat el și a lăsat un bilețel. Gogoșile tale au fost aici.
Înainte ca să plec la universitate, mama mi-a înmânat acest pahar și mi-a spus că doar din acest pahar pot bea băuturi alcoolice. Asta e gluma anului. Fiecare tată își dorește ca fiica lui să întâlnească un băiat demn. Acest tată a decis să joace cu prietenul fiicei sale șah, să se asigure că e demn. Această scrisoare a găsit-o o fetiță în loc de monedele care trebuiau lăsate pentru dintele de sub perne. În scrisoare, zâna măseluță spune că nu lasă monede copiilor care nu fac curățenie în camera lor. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți în comentarii ce farse v-au făcut părinții voștri. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor, vă pupă la aim!